Prieteni, știu că mi-ați scris foarte mult ca să vedeți cum s-a încheiat acest mini-iaz, ca să spun, cu aceste curgeri de apă. Priviți în spatele meu, se observă în partea dreapta mea, este zona unde apa este venită pe o zonă mult mai mare decât celelalte. Avem trei trepte, a patra se vede jos și în spate, bineînțeles, avem și broscuța care va primi și apă în scurt timp. Observați că avem și plante, am pus niște nufeli, irisii sunt de două culori, galben și violet. În partea stângă aici am reușit performanța să punem și pe spate, plantele se vadă foarte bine. Cred că de mine vedeți ceea ce s-a întâmplat, pietrele au fost lipite de către băieți, o lucrare foarte, foarte bine făcută. Băieții sunt de mare experiență și au reușit performanța în scurt timp să realizeze acest obiectiv. Sper că se vede foarte bine după mine, deci nu este nicio problemă. Am reușit să aducem și niște mușchi de la pădure, este pus pe partea din spate. O zonă unde avem și ceva japonez, o mică fântânică și bineînțeles că aceste plante de jur împrejur unde am reușit ca să aducem verdeață în zonă. Sper că o să vă placă când vedeți acest proiect de iaz și dacă vă place, puteți să intrați la mine pe canalul de YouTube, să vă abonați și de fiecare dată când postez ceva veți fi anunțați. Vă mulțumesc mult, vă aștept cu cea mare plăcere!